Pe lângă că atenție urși, mai e și pericol de vipere. Un pui de șarpe. O nouă zi, dragi tovarăși. Am început vlogul deja de pe drum, că ne-am grăbit totuși să nu ne prindă ploaia. Astăzi mergem la peștera Dâmbovicioare și suntem aici cheiul ăsta care arată pur și simplu superb. Și că n-avem o țară frumoasă. E frumoasă, dar păcat că e locuită. Tovarăși, am intrat acum în peșteră. Tot pică apă pe aici, să sperăm că nu se pișe vreun liliac. Erau niște reguli să nu țip, să nu... Ce reguli mai erau? Aici să fiu atent să nu dau cu capul, că merg cocoșat, parcă aș merge capră. În partea dreaptă am văzut niște lieci. Sper să nu fie adevărată chestia, că dacă ți-ntre liliac un păr, nu-l mai scos, că n-am chef să mă rad în cap. Deci posibil ăsta să fie ultimul vlog cu păr în cap. Uite liliacul, uite liliacul! Nu intra în păr. Bă, cred că ăsta este cap, pentru că nu se mai continuă. Acolo văd o poartă. Mă rog, o poartă, niște plase de pus, o pusă pe acolo, dar n-avem cum să mergem, n-avem voie să sărim gardul ăsta. Destul de interesant locul ăsta, aș putea spune. Mă așteptam să fie un pic mai mare, dar n-avem voie să mergem pe acolo, că e poarta aia. Bă, așa dă drumeție, dacă ești în zonă, merită să te oprești, să admiri pe aici. Atâta timp când nu ești claustrofob, fricos de lilieci și zgârcit. Bă, nu o luați prea tare, că alunecați. Mă, dar metalul ăsta are burtă pe aici. Îmi plac luminile astea roșii aici. Parcă aș fi în ea de la mine acasă. Nu. Cum ar fi să dau cu capul asta? Poate spar dracu stânca. Bă, chestia asta mi-e utilă, că mereu curcam stalagmita cu stalactita. Ia uite oase. Ursus speleus. Ursus speleus este denumirea unui urs, ca să cum așa se vadă, denumirea unui urs de peșteră care a trăit până în perioada ultimei epoci glaciare. Avea statura mai mare decât urșii din zilele noastre. Acum este dispărut. Hai să-l căutăm noi. Aceste oase fosilizate au aparținut unui urs de peșteră și au fost descoperite pe românește așa, galeria interzisă. Deci, practic, acelea sunt niște oase de urs antice, din epoca glaciară. Destul de mari. Era tare dacă era gen făcut așa un schelet întreg al unui urs. Am ieșit și din peșteră, a fost destul de interesant. 5 lei dacă ai sub 14 ani, 10 lei dacă ai de la 14 ani în sus. Dacă sunteți în drum, puteți să vă opriți, nu vă ia mult. Mă așteptam să fie puțin mai mare peștera. Mă rog, peștera e mai mare. Mă așteptam să fie mai mare zona în care era permis să mergem. Dar cine știe, ne mai plimbăm un pic, poate mai găsim ceva pe drum. Dacă e să aleg ceva dintre mare și munte, chiar dacă eu sunt cam grăsuț așa și cam puturos și mă mișc cam greu, prefer muntele de 100 de ori față de mare. Pur și simplu, ai ce să explorezi. Deci, asemenea peisaje nu găsești oriunde. Păcat totuși că nu prea merge treaba cu turismul la noi în țară, adică avem toate formele de relief, avem și litoral, avem munți atât de mari. Păcat că țara asta este plină de gunoaie, nu doar pe marginea drumului, ci și la conducere. Păcat, dacă s-ar fi investit ca lumea în turism, în plus și primul rând, infrastructură, hai, aici, prin creierii munților, înțeleg că nu pui asfalt, că trec câțiva turiști și atâta cu mașina și, în general, mai mulți într-o mașină, nu trec zeci de mașini ca într-un oraș. Dar, totuși, drumurile care duc, care leagă județele între ele, drumurile județene, autostrăzi nu există. Cum ziceam, drumurile județene sunt absolut varză și e greu să ajungi pe aici. Rețeaua de căi ferate, la fel, e foarte greu să ajungi cu trenul. Maxim de la București la Brașov, dar în rest, restul trenurilor se mișcă cu viteza melcului. În spatele nostru era un dita mai câine negru cât un pui de urs. Norocul nostru e că dormea.
Vedem după aia când ne întoarcem dacă mai doarme sau nu. Acum ne mai latră o javră de asta mică. Și acum ăsta micul să-l fi trezit pe negru și să văd acum pe vlog cu bine așa viteză. Hai, apăsați pe like ca să nu mă muște câinele. Pe lângă că ziceam mai devreme de gunoaie și de infrastructură, că e greu să vină turiștii, n-au drumuri, n-au aeroportul să zici că vin oameni din afară la noi. O altă problemă mai este și furtul de lemne. Deci, cel puțin aici unde stau eu se vede, e tot galben numai de rumeguș. Și vedem noi acum porțiunea asta așa împădurită frumos, dar cine știe dacă intrăm mai adânc în pădure acolo și ajungem undeva pe un platou, efectiv e ras tot. Și tot noi dăm cu buta în baltă aici, că rămânem fără păduri și apoi ne mirăm de ce există alunecări de teren și inundații de ia apa cât casa. În partea acolo e soare, dar dincolo aici la mine în spate se cam adună norii. Sper să nu ne prindă ploaia până ajungem la mașină. Pare a fi o casă abandonată. Cum ar fi să găsim niște urși sau niște fantome pe acolo? Ne-am întors la Dita mai Dulăul acolo. Pare destul de relaxat și s-a ridicat. Sperăm că nu vine încoace. No. Dacă vine, mă pregătesc acum pentru el. Un inteligent și-a uitat doza de bere aici lângă pat și ghiciți ce, e plin mâncava și gura, e plină de furnici. O să vă dăm aici o lecție de ratizare, se ia frumos doza. Să vedem dacă o fica aia. Hai să vedem, că mai omoră niște furnici așa. Se ia doza plină de furnici, se varsă și... Hai că astea sunt... nu prea. Deci mai era o doză ieri din... sau azi dimineață? Azi dimineață. Ieri dimineață? Da. Ieri dimineață am... Deci efectiv erau așa niște... Gugloie plină de furnici. Uite, asta încercă să scape aici. Fugi, mâncați. Uite, aici a ieșit un gugloi de ăla. Hai că încep să vină acum furnicile alea multe. Deci nu vă uitați niciodată berea în camere, că e orgie. Cu ocazia asta am făcut și reclame la dei, că scapă furnicile. Dei. Bă, dar mai ieși câteva. Băi, bine că n-au apucat să strângă multe, ca... Bă, de unde ești? De acolo a ieșit. Dar umple-o, mă, pe toată. Uite așa. Dar l-am pe rând. Umple-o pe toată. Deci, cum e pe... Gata, e plină. Să fiu sigur că... Că au murit toate. Gata. Ți-am umorât câteva în cameră. Deci, moral la poveștii. Nu vă uitați berea în cameră, chiar dacă e dosa goală, că se ajunge la ce ați văzut. Pe lângă toată treaba asta, nu suntem la parte sau ceva. Suntem la etajul 2 și astea au urcat până aici la etaj. Pe unde ori fi venit, nu știu, cred că prin parchet sau pe undeva. Dar totuși, două etaje să urce. Ale dracu furnici. Le place bere. Bețivele, dracu. Ușoară ce mort! Rămâne de văzut dacă ajung la crucea aia acolo. Sau să mor. Marius! Pe Marius!